Odată ce cursurile au luat sfârșit, directorii instituțiilor de învățământ și cei din administrația locală se pun de acord cu privire la lucrările de igienizare și modernizare a sălilor de clasă, pentru ca în anul școlar 2013-2014 elevii să își desfășoare orele de curs în condiții cât mai bune. Propunem ca de la an la an să avem condiții cât mai bune în școlile de pe raza orașului Mioveni. Cam ce sume așa ați alocat pentru aceste repare? Sumele sunt cele pe care școlile le-au cerut. Dacă sunt necesare lucrări suplimentare între timp, putem să, la rectificativ, să mai adăugăm la sumele respective și alte sume, astfel încât toate lucrările respective să fie bine făcute. Anul acesta au fost izolate pe exterior toate instituțiile de învățământ din Mioveni, fapt ce va duce la o reducere a consumului de agent termic și implicit scăderea cheltuielilor cu încălzire a școlilor. Costurile lucrărilor de igienizare și întreținere se ridică la aproximativ 15 miliarde de lei vechi și sunt finanțate din bugetul local.